Sâmbătă, centrul Sucevei a făcut o călătorie în timp, în perioada în care Bucovina se afla sub stăpânirea Imperiului Austriac. Sute de oameni îmbrăcați în portul tradițional al germanilor din Bucovina s-au adunat în piața centrală a orașului, purtând cu mândrie straiele în diferite culori. Manifestarea a avut loc cu ocazia zilelor culturii germane în Bucovina, în cadrul cărora a fost organizată cea de-a 12-a întâlnire a germanilor din Bucovina. După un tur al esplanadei modernizate din centrul Sucevei, sutele de etnici germani care purtau cu mândrie portul lor tradițional s-au îndreptat în acordul de fanfară către Palatul administrativ, care, în urmă cu 100 de ani, era sediul primăriei conduse de austriacul Franz Cavaler de Loj, cel mai longeviv edil al Sucevei, căruia îi se datorează multe din modernizările orașului. După ce au străbătut parcul central, etnicii germani s-au îndreptat către sala de spectacole de la Dom Polski, unde mulți dintre participanții la paradă au fost prezenți și pe scenă, oferind spectatorilor un complex program artistic de muzică și dansuri ale minorităților din Bucovina, la care au contribuit și ansamblurile artistice ale altor etnii din Bucovina, precum ansamblul polonezilor Sorocianca, dar și ansamblul ucrainean Kazacioc, din Bălcăuți. Sunt reprezentanții Forumului Democrat al Germanilor din Piatra Neamț. Colegii mei și de față sunt de la corul Edelweiss și vor evolua astăzi pe scenă. Participăm în fiecare an la aceste întâlniri ale germanilor bucovineni, de data aceasta la cea de-a 12-a ediție și de fiecare dată venim aici cu plăcere și cu bucurie. Reprezintă nu numai o întâlnire a etnicilor germani din toată țara, ci și a altor minorități care vor evolua și ele pe scenă astăzi.